Buna Stancu, fostul președinte al Consiliului Județean Brăila, vrea să fie pus în libertate. După o săptămână de arest la domiciliu, acesta s-a prezentat în fața magistraților Curții de Apel Galați pentru a contesta această măsură. Și procurorii DNA Galați au cerut același lucru. Aceștia consideră însă că faptele comise de fostul șef al Consiliului Județean Brăila sunt suficient de grave încât Buna Stancu să fie trimis după gratii. Am primit o salariu la 5 care nu s-au luat. Chiar nu înțelegi cum vreau să declar, zic că suntem rău, nu? Suntem, am ieșit dintr-o sală de instanță, a vrut să dezbătut, judecătorul trebuie să-și facă datorie, o să fie pronunțarea când o să fie și atunci o să aflați. Dacă o să fie alt tip de încadrare a mea, sigur că vă e rău dacă mă permite cineva și atunci se vor da probabil și salariile, vedem ce, nu știm acum, depinde ce vă spune instanța. Ce sperați, să rămână aceeași? Eu nu am sperați, eu am încredere în justiție. Atât. Contestație la Curtea de Apel Galați a depus și Florin Mijea, vicepreședintele CJ Brăila, care la rândul său se află de o săptămână în arest la domiciliu. A venit DNA cu probe noi? Nu, n-a venit cu probe noi și conform legii nici nu putea să vină cu probe noi între propunerea de arestare și contestație. Nu, a venit cu interpretări noi și subiective, din punctul nostru de vedere, și exagerate. Iar noi am încercat să arătăm în fața instanței de judecată că atunci când se discută despre o faptă de abuz în serviciu, care are ca și consecință producerea unui prejudiciu, este necesară efectuarea unei expertize, deoarece constatările parchetului nu erau suficient de clare, se refereau la fapte comise cu 4-5 ani în urmă și ceea ce am mai precizat, de altfel, că acele firme care se presupune că au pierdut pe nedrept licitațiile, n-au contestat niciodată aceste soluții. Vă reamintim că la finalul săptămânii trecute, Gheorghe Buna Stancu, Florin Mijea și Nicolae Moisiu au fost reținuți de procurorii DNA. Potrivit acestora, din ordonanțele de reținere există date și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă potrivit căreia, în perioada 2009-2010, cei trei inculpați și-au încălcat atribuțiile de serviciu în contextul procedurilor de atribuire a unor contracte de achiziții publice pentru realizarea unor obiective de interes local și județean organizate de Consiliul Județean Brăila.